Ieri aproape toți deținuții cu drept de vot din penitenciarul Poarta Albă au participat la scrutinul electoral. Aici sunt încarcerate aproximativ 1500 de persoane, 1061 având drept de vot. Procesul electoral a început la ora 9, iar la penitenciar au existat 5 urne mobile, dintre care 3 la Poarta Albă, unde sunt 650 de deținuți cu drept de vot, și 2 în cadrul secției exterioare a penitenciarului de la Valul lui Traian, unde sunt încarcerate 400 de persoane cu drept de vot. Măsuri normale în astfel de situații și sunt aduși pe bază de tapel de la secțiile unde sunt cazați până la locul unde trebuie să se exercite votul. Sunt supravegheați în permanență. De regulă, astfel de acțiuni se realizează fără niciun incident care să perturbe desfășurarea votului. Secțiile de votare de la penitenciar înregistrează mereu cel mai mare procent de prezență la vot, însă toți deținuții sunt liniștiți și nu provoacă neplăceri comisiilor. Merge mai greu pentru că trebuie să completeze fiecare declarație, altfel merge mai... Așa cum era de așteptat, cea mai arzătoare dorință a deținuților este ca noul președinte să dea o amnistiție sau să îi grațieze. Cu gânduri să schimbăm ceva în România, în țara noastră, și cu așteptări de la domnul președinte, pentru o grațiere sau o armistie, să plecăm cât mai repede și noi acasă. Am votat pentru un viitor mai bun, pentru pace în țara românească, să ne fie bine. Da, am văzut și la televizor, am citit și presa, avem acces și la presă și am luat o decizie. Eu sper pentru copiii noștri să fie un viitor mai bun, să fie prosperitate în țară. Nu sper la o amnistie și la o grațiere. O amnistie, o grațiere să facă. Penitenciarul Poarta Albă este împărțit în două, secția de la Poarta Albă și cea de la Valul lui Traian, acolo unde se află încarcerat și Gigi Becali. Acesta nu și-a putut exercita dreptul de vot pentru că i s-a interzis acest lucru prin sentința de condamnare. Procesul electoral s-a încheiat în penitenciarul Poarta Albă în mai puțin de 4 ore.